să duci peste ei. Asta trebuie făcut și în școli. Profesorii, sperăm că toți sunt buni. Sperăm că toți știu să predea spectaculos, încât în clipa în care s-a terminat ora, elevii nebuniți merg la bibliotecă, împrumută cartea, să citească tot textul, nu doar un fragment din Ion, un fragment din Sadovean, un fragment. Da. Hai să presupunem asta. Bun, nu cred că e suficient lucrul ăsta. Trebuie făcute aceste întâlniri care dincolo există în spațiul de limbă germană, știu exact, întâlniri cu oamenii care fac literatură, de la grădiniță, la școala primară, la școala generală, în liceu și în facultăți. Constant aceste instituții au bani să plătească scriitori care să le vorbească elevilor și oamenilor tineri despre literatură. Să-i vezi nemijlocit unul care scrie. Că degeaba îi spune doamna profesoară despre Cărtărescu, hai pe Cărtărescu, mai vezi la televizor. Dar povestești de o mulțime de alți scriitori care e foarte, foarte importantă această descindere și, repet, am făcut-o, mă duc constant în e alt impact. Îi vezi pe copii că te cred. Îi vezi pe copii că rămân amprentați de prezența unui scriitor și ce trăiesc eu, o trăiesc fiecare dintre prietenii noștri.